Mă asigur că putem începe. Vă rugăm frumos să vă luați locurile. Bună ziua din nou! Stimați oaspeți, distinse gazde, dragi prieteni, vă mulțumim cu multă recunoștință că sunteți alături de noi la lansarea acestei campanii naționale de educație financiară și totodată a studiului sociologic privind nivelul de alfabetizare financiară a populației. Dar înainte de a începe, dați-mi voie să vă împărtășesc două lucruri. În primul rând, și această campanie și studiul sociologic și strategia de educație financiară în curs de elaborare sunt răspunsuri pe care le dăm nevoii tot mai mari de educație financiară pe care o vedem în jurul nostru. În cel de-al doilea rând, vreau să vă împărtășesc o cifră. Am aflat-o în procesul de realizare a podcasturilor noastre de educație financiară și această cifră e că 130 de state din lumea întreagă, se ocupă în acest moment, în cel mai serios mod, de educație financiară. Majoritatea au dezvoltat deja strategii de educație financiară. E o dovadă, după noi, elocventă, că acest subiect este tot mai bine conștientizat la nivel global. Ce ne bucură pe noi e că nu doar la nivel global, ci și în Republica Moldova, iar asistența atât de extinsă, de largă, de astăzi, de la acest eveniment, demonstrează încă o dată acest lucru. Vă mulțumim mult pentru prezență și celor din sală și cei care ne vizionează online. Doresc mult succes evenimentului și acum vom da start acestei discuții. Întâi de toate, am să rog distinsele noastre gazde, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, domnul Jeff Brian, care este directorul misiunii USAID din Republica Moldova, am să rog gazdele să vină cu un cuvânt de salut și, întâi de toate, domnule Armașu, vă invităm aici la microfon. Stimați prieteni, bună ziua! Îmi face o mare plăcere să mă adresez dumneavoastră în acest moment, când facem un nou pas substanțial în fortificarea educației financiare a cetățenilor. Astăzi dăm startul unei campanii naționale de educație financiară. Este cea mai mare campanie din experiența țării noastre în acest domeniu. Mă bucur că instituțiile statului și societatea civilă din Republica Moldova au răspuns îndemnului Băncii Naționale la primul Forum Național de Educație Financiară de a ne uni cunoștințele și experiența pentru a oferi un sprijin consolidat populației care manifestă un interes din ce în ce mai mare pentru educația financiară. Este important să ajutăm cetățenii să se integreze mai ușor în lumea financiară, mai ales când tehnologiile inovatoare avansează în ritm accelerat. Banca Națională primește solicitări din toată țara, de la elevi, studenți, cetățeni de diferite profesii și vârste, de a o vizita pentru a afla cum funcționează sistemul financiar bancar. Astfel, de la simple vizite ale cetățenilor la sediul Băncii Naționale a Moldovei, am ajuns să oferim acces nelimitat la resurse informaționale și chiar să extindem proiectele noastre de educație financiară în afara Republicii Moldova. Mai mult, chiar astăzi, suntem pe ultima sută de metri în elaborarea unui document strategic de educație financiară. Suntem bucuroși că, într-un timp scurt, ne-am unit eforturile în realizarea acestui obiectiv. În acest context, avem suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, în cadrul programului Reforme Instituționale și Structurare în Moldova, pe scurt MISRA.
Documentul va concentra abordările de educație financiară pe diferite arii de competențe și va permite unificarea eforturilor autorităților și a societății civile în acest demers important. Voi folosi acest prilej să mulțumesc tuturor celor care contribuie la ridicarea gradului de cultură financiară în societate. Este important ca cetățenii să cunoască mai bine oportunitățile noi oferite pe piața financiară și să ia decizii în beneficiul său și a familiei sale. Astfel, cei care lucrăm la documentul menționat, pentru a înțelege mai bine nevoile oamenilor, am realizat cu suportul USAID un sondaj privind nivelul de educație financiară a populației. Rezultatele sondajului vor fi prezentate peste câteva minute, fiind un temei important atât pentru elaborarea strategiei de educație financiară, cât și pentru campania de educație financiară pe care o lansăm astăzi. Această campanie implică o serie de activități de diseminare a cunoștințelor financiare și își propune să ajute cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă ce reprezintă sistemul financiar, noțiunile financiare de bază și diversitatea serviciilor financiare din țara noastră. Sunt multe întrebări la care vor fi oferite răspunsuri de mare folos pentru consumatori și pe care aceștia le vor putea afla prin intermediul campaniei. De ce lumea se îndreaptă spre economie cu mai puțin numerar? De ce factori depind de evoluția cursului valutar? Ce reprezintă fintech-ul și cum soluțiile digitale din sistemul financiar ne pot face viața mai ușoară? Acestea sunt doar câteva dintre subiectele ce vor fi reflectate în cadrul campaniei. De asemenea, consumatorii vor afla ce posibilități de economisire și investire există în Republica Moldova, care este legătura dintre risc și venituri, cum să alegem cea mai bună ofertă de creditare, care sunt riscurile asociate criptomonedelor, precum și alte informații utile. Astfel, educația financiară este o parte componentă absolut necesară a comunicării în acest sens și are ca bază prioritatea susținerea oricărui cetățean care dorește să-și dezvolte cultura financiară. Această tendință și dorință a BNM este materializată prin proiectele sale de educație financiară destinate diferitelor categorii de populație. Aș menționa inițiativa internațională Global Money Week, proiectul în lumea lui Bănuț, adresat celor mici. O zi de vacanță la BNM, o activitate estivală pentru copii, părinți și bunici. Tabăra cu genericurilor de sens banilor, organizată împreună cu Expert Group. Proiectul Drumul Banilor, pe care îl desfășurăm împreună cu băncile licențiate. Sau Generația I, un proiect preluat de la CFA România, ce promovează independența financiară pentru cetățeni cu diferite ocupații și de toate vârstele, în special pentru oamenii în etate. Voi menționa că în fiecare an acest portofoliu de proiecte adăugăm ceva nou pentru că avem o avalanșă de solicitări. De exemplu, în vară am lansat programul Școala Finanțelor Moderne pentru studenții de la ASEM, desfășurat în România cu suportul Băncii Naționale a României și Academiei de Studii Economice din București. La anul vrem să extindem cu un proiect similar pentru studenții și din alte universități. Astfel, Banca Națională oferă resurse educaționale pentru toți. Instruirea financiară a devenit o necesitate stringentă și o realitate ce se remarcă în toată lumea, nu numai în Republica Moldova. Și Banca Națională va face pași ferm în susținerea acestui interes. Îmi exprim convingerea că evenimentul de astăzi ne va uni și mai mult efortul nostru comun în creșterea nivelului de educație financiară a populației din Republica Moldova, iar în cel mai scurt timp, educația financiară va ajunge și în manualele școlare. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim, domnule guvernator, și vă mulțumim în primul rând, îmi permit să spun asta, pentru grija Băncii Naționale, pentru ceea ce punem la fundament, și când zic fundament, am în vedere educație și mentalitate. Vă mulțumim încă o dată, mult spor! Îi oferim cuvânt de salut acum domnului Jeff Bryan, care este directorul misiunii USAID în Republica Moldova. Domnule Bryan, vă rugăm! Stimate domnule guvernator Armașu, stimate domnule director Budianski, dragi colegi și parteneri, bună dimineață! Este o mare plăcere să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră pentru a lansa campania națională de educație financiară. Statele Unite au angajamentul de a sprijini eforturile partenerilor noștri din cadrul guvernului, societate civile și sectorul privat de a construi un viitor democratic, prosper și sigur pentru Republica Moldova. Through USAID, we are working across sectors to diversify Moldova's economy so that it integrates more closely with the EU and is less vulnerable to exploitative economic influences, improving the regulatory framework in the financial sector, encouraging entrepreneurship, and increasing trade and access to financial services. The financial stability of Moldovan communities, families, and individuals is critical to this effort. The National Financial Literacy Campaign, a collaboration between USAID and the National Bank of Moldova, will empower Moldovans to make informed financial decisions and protect themselves. Capacitatea cetățenilor din Republica Moldova de a face decizii informate în sectorul financiar și astfel de a se proteja împotriva fraudelor financiare și a riscurilor cibernetice. 40% din moldoveni nu au economii. Totuși, 70% dintre populație raportează că și-au stabilit obiective financiare și lucrează în direcția atingerea lui. Campania și strategia de educație financiară națională vin să acopere această lacună, ajutând cetățenii din Republica Moldova să-și ofere un venit familiilor lor și să-și economisească cheltuielile și să astfel să-și economisească cheltuielile pentru a le investi în educație. Educația financiară, viitorul educației financiare este digital. Statele Unite dedică sprijin pentru a consolida capacitățile digitale ale Republicii Moldova, instruind și susținând reformele care încurajează investițiile în sectorul privat în economia Republicii Moldova. Întrucât aceste eforturi iau avânt, iar educația financiară și digitală devine tot mai mult importantă, campania respectivă este foarte importantă. Noi vrem să aducem mulțumiri Băncii Naționale a Republicii Moldova pentru leadership, precum și Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației și Expert Group pentru colaborarea strânsă și sprijin. Statele Unite este mândru să lucreze în parteneriat cu dumneavoastră pentru un viitor sigur și prosper al țării. Vă mulțumesc! Continuarea agendei, domnilor și domnilor, îl invit la microfon pe domnul Eugeniu Ghilețchi. Domnia sa coordonează cu multă dedicație componenta destinată reformei sectorului financiar al programului USAID, reforme instituționale și structurale în Republica Moldova. Ce reprezintă acest program, dar mai ales ce loc ocupă educația financiară în lista sa de priorități, îl rugăm pe domnul Ghilețchi să ne explice. Mulțumesc, Liliana. Stimate domnule guvernator, stimate domnule director al misiunii USAID, stimate domnul președinte Budianski, stimată audiență, vă mulțumesc în primul rând pentru interesul major pe care l-arătați față de subiectul educației financiare. Pentru noi care suntem implicați în aceste activități este o bucurie să vedem că eforturile noastre dau roadă și există interes din partea societății pentru aceste activități. Programul USAID, Reforme Instituționale și Structurale din Moldova, este un program de 5 ani de zile care are multiple obiective, care în final vor să ducă la consolidarea creșterii economice a Republicii Moldova. Dacă ar fi să menționez câteva dintre activitățile pe care noi ca și program le avem, ar fi digitalizarea serviciilor publice, cooperarea cu serviciul VAMAL pentru îmbunătățirea comerțului din Republica Moldova
și cooperarea cu regulatorii financiari pentru a îmbunătăți cadrul regulatoriu din sectorul financiar, ca în final să vedem un nivel mai înalt de incluziune financiară, un nivel mai înalt de utilizare conștientă a produselor financiare și o societate care prosperă. Fiindcă noi suntem încrezuți că oamenii care au un set de cunoștințe și aptitudini financiare pot să ia decizii corecte, în primul rând, în interesul său și, în rezultat, aceasta poate să ducă la o economie mai robustă, unde există o încredere puternică între consumatori și sectorul privat care livrează servicii financiare. În discursul meu de astăzi aș vrea să mă focusez pe două subiecte. În primul rând aș vrea să atrag atenția la câteva dintre rezultatele sondajului care ar trebui să ne dea anumite elemente de gândit în materie de politici publice. Nu am să intervin peste toate detaliile sondajului pe care o să le prezinte Stas ulterior. Și în a doua parte a discursului vreau să vorbesc puțin despre eforturile programului nostru și cooperarea cu Banca Națională pe care o avem în materie de educație financiară. Deci, odată ce am primit rezultatele sondajului câteva săptămâni în urmă, vreau să zic că nu am fost decepționați în totalitate, fiindcă rezultatele nu sunt tocmai dezastruoase. Moldovenii în ultimii ani și-au consolidat puțin cunoștințele financiare. În același timp, rezultatele sondajului indică în mod clar că este nevoie de eforturi susținute pentru o perioadă îndelungată de timp, pentru ca să permită oamenilor să ajungă la un nivel destul de înalt de confort. Aș vrea să atrag atenție la trei rezultate care mi s-au părut remarcabile. În primul rând, sondajul măsoară comportamentul, incluziunea și atitudinea. Una dintre întrebările sondajului ține de cât de bine înțeleg oamenii fenomenul inflației. Conform rezultatelor sondajului, circa 85% de moldoveni înțeleg ce înseamnă inflația. Și vreau să atrag atenția la faptul că în anul 2020, conform aceluiași sondaj, doar puțin peste 60% din moldoveni au răspuns că înțeleg ce înseamnă inflația. Ce s-a întâmplat în acești ani? Și de ce am avut un salt de peste 25 de puncte procentuale în această perioadă? Răspunsul, probabil că vi-l imaginați cu toții, am avut o inflație destul de înaltă în Republica Moldova. Și nu doar în Republica Moldova, ci a fost și un fenomen global. Acest indicator plasează Republica Moldova undeva în rândul statelor OECD cu privire la percepția inflației. Ce lecție putem să tragem din acest rezultat? Oamenii se preocupă de problemele pe care îi afectează în fiecare zi. În panelul de discuție astăzi, probabil vom aborda și subiectul includerii educației financiare în școli. Noi credem că educația financiară în școli este necesară, fiindcă ea poate să seteze un fundament, dar ea nu este suficientă. Pentru că de la etapa de școală până când omul ajunge să ia anumite decizii financiare, trece o perioadă destul de lungă de timp. Și dacă ar fi să vă întreb astăzi câți dintre voi mai țineți minte ce ați învățat la istorie sau biologie sau chimie, probabil nu sunt foarte mulți care țin minte. Prin urmare, eforturile de educație financiare trebuie targetate în conformitate cu etapa vieții la care se află omul. Și acest lucru nu este posibil decât dacă noi includem sectorul privat ca și parteneri. Pentru că atunci când omul ia o decizie cu privire la un produs financiar, el nu mai interacționează cu statul, el interacționează cu agentul economic privat. Prin urmare, agentul economic privat joacă un rol extrem de important, la fel, în educarea financiară a consumatorilor săi. Același lucru putem să spunem atunci când omul ia un credit ipotecar sau un credit pentru a procura o mașină. Al doilea element la care ar vrea să atrag atenția astăzi este motivul principal pentru care oamenii sunt excluși financiari în Republica Moldova. Din nou, Stas o să prezinte datele exacte pe care este ponderea de oameni care au carduri bancare, care sunt operațiunile pe care le desfășoară oamenii. Motivul numărul 1 pe care oamenii l-au dat, care explică de ce ei nu au un card de plată, este faptul că ei primesc salariul în numerar. Deci noi nu vorbim despre o lipsă de încredere în sectorul financiar, noi nu vorbim despre o lipsă de cunoștințe, noi vorbim despre o chestie elementară care ține de recepționarea salariului.
Și aici mă duce gândul la multe exemple care se utilizează în economia comportamentală, behavioral economics, care este un domeniu destul de nou în sfera economică. Deci studiile arată că atunci când tu îl predispui pe un om să ia o decizie, mulți mai mulți oameni iau decizia care în final le este favorabilă lor. Și am să dau un exemplu din Marea Britanie. Atunci când oamenii sunt întrebați, angajații sunt întrebați dacă vor să fie înrolați într-o schemă de pensii private, foarte puțini oameni răspund pozitiv. Dar dacă oamenii sunt întrebați dacă vor să fie excluși dintr-o schemă de pensii private în care angajatorul automat îi include, majoritatea oamenilor decid să rămână în schema aceea de pensii private. Deci, prin urmare, noi când îl predispunem pe om să ia anumite, să aibă un anumit comportament, șansele sunt mult mai mari că omul o să ia decizia care în final este în interesul său. Dacă vorbim la nivel de politici, evident statul trebuie să implementeze politici care să îl încurajeze pe om să migreze către o economie formală, către plăți fără numerar și în tot acest proces trebuie de găsit un echilibru cum poate să fie omul motivat și în același timp să nu fie extrem de restricționat. Al treilea element pe care aș vrea să-l atrag atenția din sondaj, și acest element este unul care pe mine personal m-a surprins, circa 40% din oamenii care efectuează plăți cu cardul, le efectuează cu telefonul mobil. Chiar dacă serviciile Google Pay, Apple Pay au fost introduse relativ recent în Republica Moldova, acestea au căpătat o popularitate foarte mare. De ce? Simplu. În era modernă, calea către mintea omului și buzunarul omului sunt prin intermediul telefonului mobil. Dacă ar fi aici să vorbim despre generația milenarilor din care fac eu parte, pentru noi telefonul este totul. Noi nu ieșim din casă dacă nu avem telefonul cu noi. Și pentru noi este foarte important ca, nu doar ca totul să fie digital, dar totul să fie simplu. Generația milenarilor în câțiva ani va constitui majoritatea forței de muncă pe plan global. Prin urmare, serviciile financiare care sunt dezvoltate astăzi și programele de politici la nivel guvernamental trebuie să țină cont de acest aspect, că pentru noi totul trebuie să fie făcut simplu. Pentru noi contează user experience, cum zic americanii. Și în acest sens, eu vreau să menționez două dintre eforturile pe care noi ca și program le avem împreună cu Banca Națională a Moldovei. Noi suntem implicați în activitățile ce țin de implementarea unei soluții de plăți instant, care în final urmărește simplificarea plăților în Republica Moldova scuze, și eforturi de implementare a open banking-ului, care, din nou, este, presupune deschiderea conturilor bancare către părți terțe pentru a presta anumite servicii și produse financiare noi. În concluzie, programul Reforme instituționale și structurale din Moldova, în paralel cu campania națională de educație financiară pe care o lansăm astăzi, cooperează strâns cu Banca Națională la elaborarea unui document strategic, Programul Național de Dezvoltare a Educației Financiare, care va fi un program de aproximativ 4 ani de zile, unde vor fi trecute acțiuni specifice pe care le vor lua diferiți actori guvernamentali pentru a asigura eforturi susținute în materie de educație financiară. Noi ne-am asumat angajamentul să lucrăm la acest program în cadrul Forumului Național de Educație Financiară, care a avut loc în primăvara respectivă, și anticipăm că până la finele anului vom avea un prim draft de program național. În același timp, noi vom începe cea mai largă campanie națională de educație financiară, despre care vor vorbi colegii mei de la Expert Group. Și nu în ultimul rând, vreau să menționez și un alt efort pe care noi îl avem în parteneriat cu Comisia Națională a Pieței Financiare pe aspectul protecției consumatorului. Dacă noi vorbim despre incluziune și educație, aceste lucruri nu pot să fie atinse fără asigurarea unui cadru corect în care consumatorul să se simtă protejat. Prin urmare, împreună cu Comisia Națională a Pieței Financiare, noi lucrăm pentru a asigura transpunerea bunelor practici
europene în materie de educație financiară. Și toate aceste eforturi, suntem siguri că vor duce la un nivel înalt de încredere în sectorul financiar, care poate să fie un motor de creștere economică a Moldovei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Ghilețchi, pentru un excelent discurs și felul cum ați scos în evidență datele acestui sondaj. În continuare, domnilor și domnilor, vă prezentăm propriu-zis campania și studiul sociologic. Și am să invit pentru asta mai întâi pe domnul Adrian Lupușor, care este directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, să ne spună câteva cuvinte despre campanie. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, onorată asistență. Într-adevăr, pentru Expert Group, de mai mulți ani, de fapt, educația financiară a fost o prioritate și astăzi, din câte vedem cu toții, aceasta devine o prioritate națională, este o continuitate logică a ceea ce am început împreună cu Banca Națională a Moldovei, odată cu campania de sens banilor, cu CNPF. Și mă bucur că iată că lansăm și această campanie de la scară națională de educație financiară. La fel mă bucur că și partenerii de dezvoltare acordă mai multă atenție acestei priorități. Felicitări cu această ocazie USAID și proiectul MISRA pentru atenția acordată acestei priorități. Deci campania se va baza pe două grupuri de public țintă, dar la drept vorbind, publicul țintă este destul de larg. Deci e vorba de cei care deja interacționează cu sectorul financiar, deci sunt consumatorii sau userii, cum a menționat domnul Ghilețchi, a serviciilor financiare, și cei care urmează să interacționeze cu sectorul financiar, adică tinerii sau cei care sunt excluși din sectorul financiar și urmează să fie integrați mai plenar în sector. Deci în zilele următoare vom începe nemijlocit lucrul la elaborarea materialelor informative, deci campania se va baza pe o bază analitică solidă, inclusiv axată pe acel sondaj care va fi prezentat de colegul meu Stas Madan. Vom elabora o serie de materiale informative, dar nu vor fi doar materiale informative. Deci vor fi și materiale care vor combate anumite mituri care există, de exemplu, despre rezervele valutare, despre cursul valutar și așa mai departe. Vom veni și cu o serie de instrucțiuni practice pentru utilizatorii de servicii financiare despre ce să facă la modul practic în anumite situații, de exemplu, cum să investească pe piață, cum să procure valori mobiliare de stat, de exemplu, sau cum să investească în alte instrumente financiare, ce să facă atunci când se întâmplă un caz asigurat, cum să aleagă în mod judicios produsul de asigurare și așa mai departe. Deci avem o serie de tematici foarte apropiate de prioritățile și interesele consumatorilor de servicii financiare, care vor fi transmuse în videografice și infografice, promovate activ prin social media, cu concursul și BNM, CNPF și altor instituții. Pe această cale aș vrea să vin cu un apel către toate instituțiile de resort, atât BNM și CNPF, care evident trebuie să fie parteneri de bază acestui proiect, acestei campanii naționale de educație financiară, dar și alte instituții, instituții de educație sau instituții financiare. La fel mizăm pe contribuția acestor ani de seminare materialelor în cadrul campaniei. Venim cu acest apel să se alăture acestei campanii. Am menționat că tot ce vom face în cadrul campaniei se va baza pe constatările sondajului, mai cu seamă selectarea tematicilor, țintirea publicului țintă, și cu această ocazie cred că este timpul să oferim cuvânt și lui Stas Madan pentru a prezenta
detaliat constatările ale acestui sondaj și invit la tribună pe colegul meu Stas Madan. Mersi. Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici și să prezint rezultatele acestui sondaj național, asupra căruia s-a muncit mult. Cum a spus și Adrian, acest proiect este, sau faptul că educația financiară este abordată la un nivel mult mai avansat, este rezultatul mai multor eforturi care au fost realizate. Evident că, pornind cu o campanie națională de educație financiară masivă, noi trebuie să avem niște evidențe pentru a ști cum să facem intervențiile mai corect. Respectiv, prima acțiune a acestei campanii a fost elaborarea unui sondaj la nivel național. Deci acest sondaj a fost realizat după o metodologie OECD, respectiv datele au comparabilitate internațională. Este un sondaj realizat pe 1024 de respondenți de către compania sociologică IDATA. Cu acest prelej vreau să mulțumesc echipei de operatori care a reușit să ajungă în fiecare colț al țării pentru ca să avem această reprezentativitate națională, cât și domnului Mihai Bologan, cu care am avut o colaborare excelentă. Deci, o să trec nemijlocit la prezentarea rezultatelor. Încă un element metodologic foarte important, sondajul a fost realizat prin metoda CAPI, adică rezultatele au fost inserate pe tabletă în interviuri față în față, pentru că a fost un chestionar destul de complex. De ce spun că sondajul nostru este unul reprezentativ la nivel național? Este pentru că dacă ne uităm la profilul respondenților, vedem că structura după gen, după mediul de reședință, după nivelul de studii sau după categoria de vârstă, mai mult sau mai coincide în mare parte cu structura normală a populației Republicii Moldova. Să fiți atenți la aceste imagini simbol, pentru că în timpul prezentării rezultatelor veți vedea și rezultatele dezagregate, care sunt destul de interesante. Deci, primul element analizat ține de planificarea și administrarea finanțelor în gospodării. Deci, conform rezultatelor sondajului, în 56% din gospodării, deciziile se iau în comun, iar în 39% din cazuri, aceste decizii se ia doar de către un membru al gospodăriei și acest lucru, în special în gospodăriile cu venituri mici, se întâmplă mai preponderent. În 4 din 5 gospodării se planifică administrarea veniturilor și sau se duce evidența cheltuielilor. De asemenea, în fiecare a doua gospodărie avem situația când familiile pun banii deoparte pentru facturi. De asemenea, ceea ce ne-a surprins, un rezultat destul de bun după mine, în 28% din gospodării utilizează o aplicație de monitorizare a veniturilor și cheltuielilor. Vedem preponderent, asta se întâmplă mai mult în cazul în cazul gospodăriilor din mediul urban, cât și a populației mai tinere. La fel, într-un sfert din gospodării avem o situație în care există un calendar al achitării facturilor. Și la fel, în fiecare a șasea gospodărie există situația când se pun cheltuielile care se plătesc automat. Trecând peste aceste detalii, următorul mare element din sondajul nostru ține de cardul bancar și plățile online.
Conform rezultatelor sondajului nostru, deci 68% din populație deține cel puțin un card bancar, pentru că dacă ne uităm la datele BNM și raportăm la populație, coeficientul este supraunitar, dar asta pentru că foarte mulți oameni au mai multe carduri. Deci 68% din populație deține cel puțin un card bancar. Acum să vedem ce fac oamenii cu cardul bancar. Evident, 9 din 10 practic fac extrageri de numerar. 2 din 3 respondenți fie țin banii pe card, fie plătesc fizic cu cardul. La fel, fiecare a doua persoană face plăți online cu cardul. Rezultate care au fost deja anterior cumva developate de către Eugen, da? Avem cam aproape 40% din populație care utilizează o aplicație de mobile banking și fiecare al patrulea deținător de card utilizează inclusiv plăți cu telefonul mobil prin Apple Pay și Google Pay, ceea ce este oarecum un rezultat foarte bun, având în vedere că nu există niciun an de când a fost această soluție implementată în Republica Moldova. În general, aceste rezultate arată discrepanțe pe categorii de populație. Spre exemplu, 70% din populația cu vârsta de la 18 la 29 de ani face plăți online, are în acest habitat, pe când doar 23% din populația cu peste 60 de ani face acest lucru. La fel, puteți vedea aici diferențe destul de mari pe mediul de reședință, rural-urban, după nivelul de studii, dar și după nivelul de venit. Da? În gospodăriile cu cel mai mare venit, deci avem două treimi care fac acest lucru față de 30% în gospodăriile cu venituri mici. Acum, la fel de interesant, ține și de ce oamenii nu folosesc cardul bancar. Deci 30%, da, 3 din 10 nu folosesc un card bancar. Deci, de departe, principalul motiv ține de primirea veniturilor în numerar, care celelalte motive pălesc de departe față de acest motiv. Și dacă ne uităm inclusiv la rezultatele dezagregate, care primesc mai mult în numerar, o să vedeți că este o mare discrepanță după mediul de reședință rural-urban, având în vedere că dacă contrapunem cu datele privind ocuparea informală în Republica Moldova, deci cea mai mare parte este în mediul rural și avem această corelare. Deci alte motive care ar fi, pe locul 2 am putea pune lipsa de încredere în sistem în general, pentru că avem 17% care zic că fie nu au încredere în bănci, fie se tem că banii le vor fi furați. Dar față de aproape 60% câți au spus că primesc banii în numerar, vedem clar care este principala constrângere în acest sens. Da, astăzi este Ziua Internațională a Economisirii. Evident, noi am avut și întrebări despre economisire în sondajul nostru. Deci, pe parcursul ultimilor 12 luni, 40% din cetățeni nu au putut să pună bani deoparte, să facă careva economii. În același timp, dacă ne uităm cum fac cetățenii noștri economii, vedem în general o evoluție statică a banilor în economiile concetățenilor noștri, adică banii care îi dețin nu aduc în mare parte alți bani, pentru că 45% fac economie în numerar, 17% țin banii în cont, dar care nu aduce dobândă și doar 6% au menționat că țin banii într-un cont de depozit bancar, opțiuni precum criptomonede, acțiuni, obligațiuni private sau obligațiuni guvernamentale, deci sunt toate opțiuni sub 2%. Am întrebat populația dacă are un obiectiv financiar. 86% au răspuns afirmativ acestei aserțiuni. Acum, care este acel obiectiv? Deci, în mare parte, asigurarea necesităților zilnice, adică, cu alte cuvinte, obiectivul de supraviețuire este cel primar. Deci 32% au spus că au obiectiv îmbunătățirea condițiilor de trai.
Deci 25% economiei pentru studii, adică pentru ei sau pentru copii, sau călătorii, planificarea unei vacanțe sau achitarea datoriilor sunt alte obiective financiare. La fel vedem o preocupare foarte redusă pentru investiții și antreprenoriat, ori economii pentru lansarea unei afaceri, pentru investiții sau pentru investiții în agricultură au pondere foarte mici și asta probabil și explică de ce în Republica Moldova este poate cea mai mică rată de creare a afacerilor din regiune. Da. Ce pași concreți au făcut populația pentru a-și atinge obiectivul financiar? Deci, aproape o treime au spus de fapt că nu au făcut nimic pentru ca să-și atingă obiectivul financiar, adică au un obiectiv, dar nu umblă la el, s-ar primi cam așa. Deci, la fel, cel mai popular răspuns peste o treime din populație ține de reducerea cheltuielilor. Deci aceasta este prima soluție pentru a-și îndeplini obiectivul financiar. 22% au spus că fac careva economii și investiții, în timp ce 15% au acțiune ceva mai proactivă în sensul obținerii unei noi surse de venit. Un alt aspect foarte important ține despre încrederea în planurile financiare de pensionare, un subiect, cred eu, la fel de important. Ce arată rezultatele? În general, nivelul de încredere în pensionare sau în planurile financiare de pensionare, deci avem 46% care sunt deloc încrezuți și puțin încrezuți, comparativ cu 19% care au încredere mare și au oarecare nivel de încredere sau încredere foarte mare, deci practic de 2,4 ori mai mult sunt mai puțin încrezuți în planurile de pensionare. Evident, am întrebat și cum are de gând populația să facă finanțarea pensiei. Ce ne spun aceste rezultate? Evident, cel mai previzibil răspuns este pensia de la stat și cel mai popular oferit de... oferit de 72% din populație. La fel, faptul de a lucra în continuare este menționat aproape de 4 din 10 respondenți, un număr destul de impunător. Din economie avem fiecare a cincea persoană și iarăși, dacă ne uităm în subsolul clasamentului, o să vedem, doar acolo o să putem vedea așa preocupări, cum ar fi o pensie privată, asigurări de viață sau trăirea din investiții pasive, da, cum ar fi dividende sau chirie sau din investiții din afaceri. La fel, foarte interesant este că când ne uităm la rezultatele dezagregate, vedem că aproape jumătate din doar aproape jumătate din populația cu 18-29 de ani optează pentru sau au de gând că vor avea o pensie de la stat. Este un rezultat poate și îngrijorător în același timp, pentru că avem o încredere tot mai puțină în sistemul nostru sau în solidaritatea noastră socială. Următorul bloc de cheltuieli ține de venituri versus cheltuieli. Deci populația a fost pusă întrebarea dacă au avut o situație în care veniturile nu acopereau cheltuielile de trai, minim o lună pe parcursul anului trecut, și răspunsul afirmativ a fost dat mai mult de jumătate din populație, deci 54%. Dacă ne uităm pe rezultatele dezagregate, vedem că cu această situație s-au confruntat mai mult persoanele din mediul rural decât cele din mediul urban, cât și femeile mai mult decât bărbații. Iarăși, am pus întrebarea logică, ce a făcut populația?
pentru a se descurca în această situație când cheltuielile exced veniturile și iarăși răspunsul cel mai răspândit, peste jumătate, a fost reducerea cheltuielilor, adică regimul de austeritate este foarte cunoscut populației. La fel, cam câte o treime fie au împrumutat, fie au luat bani fără împrumut de la rude, familie, prieteni. Vedem, aproape o cincime au spus că au lucrat suplimentar și fiecare a șasea persoană a apelat la un credit bancar. La fel, fiecare a zecea persoană care s-a pomenit în această situație a apelat la împrumut neoficial, adică cămătăria trăiește în continuare în Republica Moldova. Am avut și un soi de întrebare stres test, da? Adică dacă ați pierde principala sursă de venit, cât timp ați mai putea acoperi necesitățile curente de trai fără a se împrumuta? Deci ce ne spun aceste rezultate? Că 46% din cetățeni, adică aproape jumătate, nu ar rezista nicio lună fără să se împrumute odată cu pierderea principalei sursei de venit. În partea stângă vedeți care sunt cele mai vulnerabile categorii la pierderea principalei surse de venit. Deci vorbim despre populația de la 18 la 29 de ani, populația cu din gospodăriile cu cele mai mici venituri, persoanele fără studii superioare și persoanele din mediul rural. Așadar, următoarea întrebare ține de comportamentul populației la alegerea produsului financiar. Deci, doar cam o treime din populație au răspuns ceea ce recomandăm noi la lecțiile de educație financiară, adică au ales, atunci când au ales un produs sau serviciu financiar, au ales din mai multe oferte de la mai multe instituții financiare. Deci, unul din cinci, în general, nu au căutat alte oferte și fiecare al nouălea cetățean a luat mai multe oferte de la aceeași instituție financiară. Avem la această întrebare deci foarte multe răspunsuri de nu răspund, nu știu, cam fiecare al patrulea a fost în această situație și dacă ne uităm la această diametral cum diferă rezultatele, deci cei care au căutat mai multe oferte, preponderent, sunt populația din mediul urban, cei cu venituri mai mari și populația cu studii superioare. La polul opus, nu au răspuns la această întrebare, populația de peste 60 de ani și populația cu veniturile cele mai mici și din mediul rural. Au fost mai multe întrebări despre atitudini și comportament financiar. Deci, dacă este să vorbim despre confortul financiar al populației desprins din modul cum au răspuns la mai multe întrebări. Deci avem în principiu două categorii mari. Avem 51% din populație, da, care au spus că sunt îngrijorați pentru plata cheltuielilor normale de trai, versus avem 40% din populație care au spus că sunt mulțumiți de situația lor financiară. Aici, în ambele categorii, avem și răspunsuri extreme. Avem 27% din respondenți care au spus că abia se descurcă financiar, versus avem 29% care au spus că le mai rămâne bani la sfârșit de lună. Un alt aspect important ține despre comportamentul de debitori al populației, pentru că interacționează destul de mult cu sistemul financiar pentru împrumuturi. Ce ne spun despre aceste rezultate? În general, populația are un comportament de debitor responsabil. La afirmația că dacă am luat un credit, am obligația de a-l întoarce, au răspuns afirmativ 94% din cetățeni. La fel, există această cultură a plății facturilor la timp pentru 90% din populație, un rezultat destul de impunător. La fel, avem o situație, dacă vorbim despre riscul de supraîndatorare, deci avem o afirmație la care au trebuit să răspundă afirmativ sau nu populația, dacă consideră că au prea multe datorii la moment și că în fiecare a șasea persoană a răspuns afirmativ și putem spune că s-ar afla în zona riscului de supraîndatorare. Un alt aspect ține de
atitudinea față de instituțiile financiare, destul de interesant. De altfel, majoritatea cetățenilor, circa 58%, preferă să apeleze la instituții cu reputație bună. Reputația este un element care contează. Totuși, în interacțiunea cu instituțiile financiare, populația rămâne încă destul de vigilentă, ori doar puțin peste o treime din populație au spus că au pe deplin încredere că vor avea parte de un tratament corect din partea instituțiilor financiare. De asemenea, din perspectiva protecției consumatorului în sectorul financiar, pentru că l-avem și pe domnul Budeanschi aici, deci fiecare a cincea persoană a menționat că ignoră textele din documente până nu apare o situație neplăcută. Deci avem un grup expus la potențiale încălcări a dreptului consumatorului. Și următorul bloc este penultimul slide, foarte important, ține de nivelul de cunoștințe financiare. Spuneam că acest sondaj a fost realizat față în față pentru că inclusiv respondenții au fost supuși și unor exerciții de aritmetică ca să vedem acest nivel de cunoștințe financiare ale populației. Eu am grupat răspunsurile conform metodologiei OECD în 7 indicatori. Deci în aspectele de inflație și dobânzi, ce avem la acest capitol? Deci 85% din populație înțeleg termenul de inflație, iar 6 din 10 cetățeni pot face legătură între inflația și cum aceasta îi afectează puterea lui de cumpărare. De asemenea, avem practic 87% din cetățeni care înțeleg ce înseamnă dobânda, fără careva exerciții aritmetice complicate, însă doar aproape unul din doi a fost în stare să calculeze dobânda simplă pentru economii, iar la fel, doi din trei cetățeni conștientizează beneficiul compunerii dobânzii, da? Adică atunci când câștigă dobândă la dobândă. De asemenea, am avut și câteva întrebări pentru a vedea în ce măsură conștientizează acest risc, această corelație între risc și rentabilitate, da? Deci ce avem aici? Deci 71% au spus că au răspuns afirmativ de fapt, da, acestui enunț că investițiile cu randament mari presupun riscuri mari, iar ofertele de câștig rapid au și riscuri mari, au răspuns 87% din populație. Mai jos au fost două afirmații ce ține de diversificare și în esență practic a fost aceeași afirmație, dar formulată diferit, de reducerea riscului prin diversificare și siguranța economisirii. Și ce este interesant, că rezultatele diferă foarte mult. Deci avem doar jumătate care au răspuns afirmativ la reducerea riscului prin diversificare, pentru că a fost o formulare un pic mai elevată, iar siguranța economiei prin diversificare, unde a fost o formulare simplă, că a ține banii în mai multe locuri, deci au răspuns 3 din 4. Deci, una, ceea ce vreau să spun, că aceste diferențe de răspunsuri ne induc la ideea că toată campania de educație financiară trebuie să o facem într-un limbaj foarte simplu pe înțelesul cetățeanului. Și când vorbesc foarte simplu, am în vedere chiar foarte, foarte simplu. Și ultimul slide, care este foarte, foarte important, mai ales din perspectiva noastră și a derulării campaniei naționale de educație financiare. Am întrebat populația de unde obțin cunoștințe financiare și concluzia la care am ajuns noi este că educația financiară sau îmbunătățirea cunoștințelor financiare este un proces destul de personalizat. Da? Deci mai mult de jumătate din cetățeni, 55% practic, au spus de la familie și prieteni. Adică ei sunt foarte, populația în general este foarte dependentă în luarea deciziilor de mediul, anturajul în care trăiesc. Procentul de pe internet, diferite resurse online, da, site-uri specializate, podcasturi, avem 44%, deci este un procent destul de important și în contextul în care, practic, asta ne încurajează că va trebui să dezvoltăm acel modul de educație financiară pe site-ul instituției BNM și CNPF.
De asemenea, la specialiști în domeniu, 18% apelează și fiecare a șasea persoană obține cunoștințe financiare din educația formală. Deci, da, dacă punem familia și prietenii și specialiști în domeniu, avem trei pătrimi, practic, de asta și am spus că este un proces destul de personalizat. Deci, astea fiind spuse, eu o să-mi închei alocuțiunea mea și dacă vor mai apărea întrebări din partea specialiștilor în domeniu, din partea presei, vom răspunde cu drag despre acest sondaj. Vă mulțumesc mult! Atunci când vrei să construiești ceva în viitor, trebuie să vezi punctul de la care pornește. Noi mulțumim partenerilor noștri deosebiți din această campanie, Centrului Expert Group, domnule Lupușor, domnul Madan, pentru această prezentare, pentru această măsurare care ne oferă un tablou exact a punctului de la care pornim. Ceea ce urmează acum este, vom dezbate subiectele pe care le-am descoperit cu această cercetare sociologică. A venit momentul să-i transmit, să-l invit aici pe colegul meu, Nathan Garștea, care este consilierul Guvernatorului Băncii Naționale și care va modera în continuare această dezbatere. Vă rugăm și pe dumneavoastră să rămâneți alături de noi și pe cei care ne privesc online, pentru că urmează ceva foarte interesant. Mult succes în continuare! Deci eu vreau să invit în față participanții panelului nostru de discuții și îi rog să se apropie pe domnul guvernator Octavian Armașu, pe domnul Petru Rotaru, ministrul finanțelor, pe domnul Dumitru Budeanski, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, doamna Valentina Olaru, secretarul de stat la Ministerul Educației și Cercetării, și pe Eugen Ghilețchi, colegul nostru de la USAID. Nu voi întinde mult prezentările. Cred că da, și sondajul prezentat anterior de colegii noștri ne arată, pe de o parte, nivelul cumva înțelegerii educației financiare și încă o dată accentuează importanța acestei campanii de educație financiară și a continuării și consolidării eforturilor. Avem în față exact reprezentanții instituțiilor care, pe de o parte, sunt cele mai implicate în procesul de educație financiară la moment și totodată sunt și cele mai potrivite pentru a promova aceste activități. Deci, cred că anume sinergie și eforturile comune din partea lor ar putea să ne asigure o avansare a educației financiare, asigurarea continuității ei în timp și, eventual, cu timpul creșterea tot mai mare și mai mare nivel de educație, în sondajele viitoare să vedem o îmbunătățire a rezultatelor. Deci, eu voi ruga domnul guvernator Armașu, dacă da, doriți să ne spuneți ceva pe rezultatele sondajului
și eventual, dacă vor fi întrebări din sală, eu cred că le vom adresa la sfârșit, dar aș fi interesat să avem o discuție și o analiză. Deci, planul de discuție în general, cum consolidăm eforturile pentru amplificarea procesului de educație financiară la nivel național, deci cam care... Și în baza, da, să spun, rezultatelor sondajului, cum vedeți dumneavoastră eforturile și care sunt direcțiile principale pe care trebuie să ne axăm. Acum este, da? Mersi. Mulțumesc colegilor de la Expert Group și susținerea USAID pentru acest sondaj. Într-adevăr, a scos la iveală multe lucruri, unele bănuite, altele mai puțin bănuite, dar în linii generale confirmă unele lucruri că da, într-adevăr, la noi încă multă lume, zice, mare venituri modeste, ceea ce nu le face, n-au posibilitate să facă economii. Deci doar circa o treime din cetățeni se preocupă de acest lucru, să facă economii pentru viitor, respectiv trebuie să ia decizii investiționale, respectiv se confruntă cu acest gen de dileme. Dar asta nu înseamnă că ceilalți nu au nevoie de aceeași educație financiară, pentru că educația financiară are și foarte multe aspecte, inclusiv și felul cum ne stabilim careva obiective financiare, cum ne gestionăm, cum ne facem o disciplină minimă financiară în familie și în special pentru cei cu venituri mai modeste, asta îi ajută mult. Eu din propria mea experiență pot să vă zic la începutul carierei cum făceam buget familiei și asta m-a ajutat să-mi ating obiectivele în familie și să am rezerve pentru careva mici plăceri ale vieții. Lucrul ăsta funcționează la modul practic. Respectiv, eu cred că toți au nevoie de acea educație financiară. Ceea ce este iarăși un aspect care îl bănuiam, dar nu era atât de evident, faptul că noi avem un nivel încă relativ redus de incluziune financiară. Hai că am spus prea sofisticat. Deci, mai puțină lume este conectată la sistemul oficial financiar bancar prin având conturi bancare sau un card bancar. Practic, o treime nu este conectată pentru că are venituri în numerar. Ceea ce iarăși bănuiala mea este că o bună parte din acest venituri în numerar mai este și neoficială. Respectiv, aici avem de muncit cu toții, pentru că va fi greu să asigurăm o incluziune financiară pentru cei care au venituri neoficiale, cum să-i atragem pe ei să vină și ei și angajatorilor, în special, să treacă partea cealaltă, partea noastră, adică unii primim venituri oficiale, unii se achită impozite, unii lumea este inclusă în sistemul financiar. Iarăși vedem în acea parte sunt o sumedenie de cetățeni marginalizați, care cum a Stas foarte bine a menționat, ei ajung la mâna cămătarelor, nu au acces la niște produse de creditare civilizate, corecte, unde să fie protejați și de lege. Noi, până în alta, îi ținem în afară accesul la aceste produse și cred că din partea statului trebuie să revizuim această abordare și poate chiar noi cu colegii la Banca Națională o să mergem pe să modificăm regulamentele noastre ca să vedem cum putem incorpora, asigura și acestor oameni un acces la produse de calitate. Și sigur că iarăși ce am văzut este o diferență mare între mediul rural și mediul urban. Și evident că în mediul urban lumea are acces mai simplu la servicii financiare, acces la sistemul bancar.
în mediul rural este mai complicat lucrul ăsta și cu educația acolo se ajunge mai greu. Deci avem de muncit. Noi, într-adevăr, Banca Națională, vrem să venim și cu o soluție tehnică, adică să lansăm un sistem național de plăți instant, care credem noi că va avea o infrastructură mult mai simplă decât sistemele cu care suntem deprins, adică astea cu carduri bancare, și ne va permite să penetrăm cu ajutorul unui telefon mobil în practic în toate colțurile, în colțurile țării. Sistemul presupunem să ne angajăm să-l lansăm anul viitor și iarăși educația financiară are un loc foarte important ca să ajutăm acei cetățeni să înțeleagă acele servicii, cum ele funcționează, care sunt beneficiile lor și să-i atragem iarăși în sistemul oficial financiar bancar. Cam asta ar fi concluziile principale, iar da, încă ce s-a vorbit despre sondajul nu s-a referit prea mult la felul cum oamenii ar prefera să obțină educație financiară, până una alta ei obțin majoritatea de la prieteni și de la membrii familiei și noi aici trebuie să ne gândim să schimbăm puțin paradigma. Și aici chiar trebuie să venim cu un program bine gândit de educație financiară, cu acea strategie care trebuie să o propunem de curând. Și nu în ultimul rând, cred că ca un instrument de bătaie pe termen mai lung, ar fi educația financiară în curricula școlară, care spun anumite baze. Chiar dacă, cum a spus domnul Ghileschi, oamenii mai uită când se maturizează, oricum bazele rămân, copiilor li se formează niște viziuni la modul practic, niște viziuni corecte, niște percepții corecte la felul ce sunt banii, cum se interacționează cu ei, că este un lucru serios, ce poți face cu ei, cum poți să... Deci li se dezvoltă și o gândire antreprenorială, dacă doriți, care mi se pare puțin deficitară la noi în Republica Moldova. Deci cred că înțelegem toți în ce direcție trebuie să mergem, doar că trebuie să ne mobilizăm cu toții și să atingem acest obiectiv. Noi, ca Banca Națională, ne-am asumat rolul de coordonator, așa, să împingem lucrurile înainte, doar că noi de unii singuri nu o să reușim lucrul ăsta să-l facem. Mă bucur că iarăși multe instituții ale statului și-au dat și organizații neguvernamentale din societate civilă și-au manifestat interesul de a participa la platforma noastră de educație financiară, unde noi să discutăm acele provocări și setăm obiectivele imediate. Iată, împreună cu toții, cred că vom reuși să realizăm implementarea acestor strategii și la modul practic să obținem și rezultate palpabile. Mulțumesc! Mulțumim, domn guvernator. Într-adevăr, eu, să zic, niște concluzii foarte profunde și totodată targetate și aplicabile din rezultatele sondajului și, până la urmă, sondajele pentru aceasta și ne servesc, să putem scoate din ele niște direcții de acțiune. Domnul Rotaru, dumneavoastră, cum vedeți importanța educației financiare prin prisma, bine, bugetului de stat, a Ministerului Finanțelor? Care sunt domeniile care sunt relevante și importante pentru dumneavoastră, aferente educației financiare? Bună ziua! Se aude, da? Vreau să vă mulțumesc pentru invitație, să mulțumesc colegilor pentru acest sondaj și, de fapt, clarificarea anumitor situații sau clarificare, determinarea situației reale, de fapt, care o avem astăzi în Republica Moldova. Cu certitudine că Ministerul de Finanțe ca instituție este parte acestui proces foarte amplu în ceea ce privește educația financiară și am să discutăm din câteva perspective. Dacă vorbim din perspectiva însă și a colectării impozitelor sau veniturilor la bugetul public național, educația financiară în sine ar contribui la disciplinarea atât a contribuabililor cât și a persoanelor care ca persoană fizică. Vorbeam de încrederea populației și am să fac legătură cu sondajul în sau perspectiva pentru persoanele vârstnice, fondul de pensii, o alternativă. Și discutam chiar pe subiectul acesta. Noi toți
avem încredere în sistemul public de pensii, cu toate că el este unul care poate, în domeniul privat, poate există o alternativă și asta tot face parte din educația financiară sau gestionarea anumitor fluxuri pe care le ai pentru a-ți asigura o bătrânețe liniștită. Noi toți avem încredere, dar când contribuim în prima etapă sau persoanele mai tineri care nu au fost stipulate în sondaj, nu simt această necesitate și nu sunt presiunea, să spunem, zilei următoare și atunci încearcă, prin diferite instrumente, de a se schiva de la plata acestor impozite, care ulterior implică anumite costuri suplimentare pentru bugetul de stat. Noi avem o categorie foarte mare de persoane care nu au plafonul limit sau stadiul de muncă pentru a avea o pensie după nivelul de contribuție, dar au un stadiu foarte mic. Și atât această educație financiară vine să impună o doză de responsabilitate a celor care contribuie prin impozite și taxă, și nu vorbim doar de impozite și taxă în bugetul asigurării sociale, dar toate categoriile de impozite și taxă, pentru a contribui la nivelul dezvoltării per ansamblu a sistemului public de venituri. Un alt aspect foarte important este că tu, din moment ce contribui la buget, trebuie să ai certitudine cum se cheltuie acești bani. Ori educația financiară implică în sine de a prezenta într-o manieră sau de a avea capacitatea de a analiza într-o manieră destul de obiectivă și cheltuielile bugetului public național. Trebuie să vorbim în aceste două perspective. Totodată, educația financiară arată gradul de pregătire a societății de a se integra în acest sistem de incluziune financiară. Vorbim de persoane care au cardul și primesc salariul pe card, dar până nu își scot acești bani de pe card și îi cheltuie, socot că ei nu au acces la acești bani. Eu cred că sistemul bancar, în esență, a făcut foarte multe progrese. Noi avem instrumente foarte prietenoase, astfel încât să facilităm ca transferul și tot circuitul de finanțe fie unul electronic. Și atât aici, prin aceste fluxuri și instrumente financiare, creiem o premiză de a refuza sau de a nu aplica acea economie tenebră. Și vorbim de fluxurile oficiale și atunci ele pe ansamblu, cu cât o să avem fluxuri electronici și oficiale, vom avea ponderea economiei tenebre tot mai mică și mai mică. Și cu siguranță și Ministerul de Finanțe ca instituție și servicii ca servicii VAMAL încearcă să promoveze acele instrumente digitale care sunt foarte apropiate de însăși procesul de digitalizare atât a serviciilor publice ca instrumente, care în sine trebuie să ai acele surse oficiale prin care trebuie să faci tranzacțiile. Totodată, cu siguranță, noi ne-am alăturat aceste campanii foarte importante și Ministerul de Finanțe, prin diferite instrumente pe care le folosește, vorbim aici de webinarii dedicate copiilor, dezbateri publice sau tematice în anumite instituții de învățământ pe anumite probleme legate de gestionarea finanțelor publice, Cupa Ministerului Finanțe la Jocuri Intelectuale. Iar aici o serie de întrebări și cunoștințe temenice pe care trebuie să le aibă o persoană pentru a se descurca în această nouă eră digitalizată a finanțelor. Am făcut și ziua ușilor deschise în Ministerul de Finanțe, la fel, să înțeleagă cum funcționează bugetul, care sunt sursele de venit ale bugetului, care sunt sursele de finanțare a deficitului bugetar, ce înseamnă un deficit bugetar. Până la urmă vorbim ce înseamnă creștere economică, cum are impact asupra bugetului. Toate aceste întrebări care pentru noi specialiștii sunt destul de simple, pentru o categorie de persoane cumva sunt de domeniul neclarității și atunci persoana când are niște economii și nu știe ce înseamnă inflație, că dacă îi ține banii acasă și atunci ei nu generează post-valoare, din contra ei de la o perioadă la alta ca puteri de cumpărare scad, explicând ce înseamnă inflație, ce înseamnă incile prețului, cum poate să obține venituri din banii pe care îi gestionează. Sunt lucruri care în primă instanță par foarte simple, dar în esență pentru persoanele care se consultă cu prietenii, și aici
Chiar mă gândeam, zic, ar fi bine ca în cercul de prieteni fiecare să avem câte un finanțist sau câte o persoană bine educată și atunci cercul ăsta de prieteni sau de specialiști buni ar avea o contribuție foarte benefică la disciplina și educația financiară. Cu siguranță sunt domenii sau sunt localități sau mediul rural este un pic mai defavorizat în sensul în care nu are acces atât de mult la anumite informații, cu toate că internetul astăzi ne dă foarte multe soluții, dar cred că în zonele astea trebuie să avem un focus mult mai mare. Vorbim de generația tânără care oricum este generația high-tech și cumva este mult mai prietenoasă cu tehnologie și atunci toate instrumentele electronice sunt mai aproape de ei și atunci categoriile de vârstă mai înaintată oricum sunt mai conservatori în acest domeniu. Iată, cred că aici trebuie să mai muncim un pic. Dar vă spun experiența proprie. Am doi copii și ambii cu cardurile, nefiind, să spunem, încă n-având majoratul, au carduri ca soluții pe care le dau anumite bănci din Republica Moldova și este un lucru foarte benefic. Vă spun pentru că, pe de o parte, au controlul sau bugetul stabilit pentru lună și ei și-l gestionează și totodată eu am acces să văd ce consumă ei sau ce plăți fac. Și asta este un instrument care trebuie promovat. Un exemplu foarte simplu. Adică ei își dau seama că eu mă uit după cheltuielile lor, dar este un pact de negocieri între generații. Cu siguranță noi, părinții noștri, ajutăm să înțeleagă sau să aplice aceste instrumente la achitarea facturilor, la anumite lucruri care e un lucru extrem de simplu care totodată ușurează viața oamenilor care au un anumit grad de educație financiară, dar totodată facilitează anumite sau optimizează anumite costuri în sistem pe ansamblu. Și atât prin acești pași foarte concreți și tehnici, noi o să putem să avem o incluziune mult mai mare în educația financiară. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Budeanschi, eu aș vrea să vă rog să ne povestiți viziunea dumneavoastră despre legăturile și interconexiunile între aceste trei noțiuni și domenii cumva distincte, dar strâns legate. Eu vorbesc despre educația financiară, eu vorbesc despre incluziunea financiară și eu vorbesc despre protecția consumatorilor. Și eu cred că tamă dumneavoastră sunteți cumva în poziția să vorbesc despre aceste trei aspecte. Bună ziua! Nu, trebuia mai apăsat să apăs. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc colegilor pentru sondaj. Am vrut să menționez câteva cuvinte pentru sondaj la început. Multe lucruri, desigur, nu m-au mirat, fiindcă în mare măsură reflectă realitatea de zi cu zi. Dar în același timp aș vrea totuși să menționez că în sondaj aproape că a lipsit în totalitate ceva despre piața de capital. Atunci când era vorba despre investiții, n-a fost o întrebare dacă cineva investește în fonduri de investiții, de exemplu, nu neapărat în Moldova, dar în altă parte. Dar eu știu, cunosc persoane care fac acest lucru. Deci, cumva, chiar și în sondaj, piața de capital cumva a fost și prin întrebări cumva omisă. De asemenea, aș vrea să spun câteva cuvinte referitor la ceea ce chiar și antevorbitorii mei au menționat, referitor la importanță. Deci, educația financiară, acum nu o să intru în detalii privind termenul educația financiară, o să spun doar că prin educație financiară, astăzi, cel puțin eu, o să vorbesc mai mult ca un termen cupolă, care include mai multe elemente, inclusiv alfabetizarea, inclusiv aptitudini comportamentale, inclusiv cultura, elemente de cultură și așa mai departe. Este o chestiune în care deciziile, deseori, nu se iau strict raționale, dar se iau inclusiv pe anumite deprinderi sau dependență și așa mai departe. Sunt oameni care au o înclinare mai mare spre riscuri, alții mai puține. Pentru fiecare din ei, înainte de a
intra într-o relație financiară, e bine cineva să îi dă un sfat, să-și evalueze, de exemplu, înclinarea spre risc, să nu spun și alte chestiuni. Deci, importanța este în cea mai mare măsură individuală. Cu cât persoanele sunt mai bine educate financiar, cu atât persoanele individual pot să iei decizii mai corecte privind selectarea produselor financiare, dar și să aibă și o strategie de financiară de viață, o planificare bugetară a gospodăriei mai bună. Dar în același timp, educația financiară are și un important impact asupra beneficiilor de interes public, cum ar fi stabilitatea financiară, stabilitatea socială, fiindcă eu am trecut în ultimii 2 ani prin această chestiune cu inflația, în care am văzut foarte multe, să spunem așa, efecte negative, inclusiv din faptul că nu este cunoscut de bine acest fenomen a inflației, care sunt factorii care generează inflația și populația, neavând aceste abilități, să-și dă seama care sunt totuși sursele reale, deseori sunt ușor manipulate. Și aceasta poate crea și instabilitate socială. Acum, este adevărat că și în principiile de înalt nivel a protecției consumatorului, elaborate de OECD, avem aceste 3 principii legate. Protecția consumatorului, incluziunea financiară, de asemenea avem incluziunea financiară și o chestiune cumva care a venit deasupra, digitalizarea. Deci, noi suntem, CNPF, odată cu preluarea acestui mandat de protecție a consumatorului, noi cumva suntem cei care trebuie să transformăm teoria, dacă doriți, aceia care vine de la educație sau de la Banca Națională, Ministerul Finanțelor, într-o oricare măsură, în practică. Noi suntem cei care trebuie să venim, așa cum a spus domnul Ghilețchi, dacă cineva ceva a uitat, să venim într-un anumit cadru specific, bazându-ne pe cele cunoștințe generale, pe bazele fundamentale, inclusiv aptitudinile din școală, să putem consilia și informa consumatorii de produse financiare, astfel încât ei să fie protejați și inclusiv de fraude, inclusiv de fel de scheme, dar și nu în ultimul rând să poată să iei decizii corecte. Deciziile corecte pentru consumator sunt în interesul public, fiindcă aceasta contribuie la o eficiență per țară. Se cheltuie banii mai eficient. Nu sunt probleme legate de aceste crize la nivelul unei familii, dar dacă ele sunt multe, se transformă în crize pe anumite grupuri sociale sau poate să fie chiar anumite probleme de supraîndatorare, așa cum am avut câțiva ani în urmă pe anumite produse financiare. Deci, atunci când noi încercăm să protejăm drepturile consumatorului, desigur, trebuie să înțelegem care produse se potrivește cel mai bine consumatorului. Asta ar însemna că, de fapt, să intrăm puțin în noțiunea și în strategiile de incluziune financiară, în care pentru fiecare consumator să se găsească produsul potrivit, să nu rămână nimeni exclus din serviciile financiare. Dacă există un om cu venituri mai mici și nu a găsit produs în sistemul financiar, asta nu este problema doar a lui, că nu are venituri suficiente ca să se încadreze în produsele respective, dar și a noastră, a autorităților, inclusiv și a furnizorilor, că nu găsesc produse care ar fi potrivite pentru acești cetățeni. Deci,
protecția consumatorului și incluziunea financiară sunt foarte strâns legate. De asemenea, cum am menționat, că o protecție a consumatorilor nu poate avea loc fără o educație cu toate aspectele ei. Dar este evident că noi nu putem acoperi ca instituțiile toate componentele educaționale. Și aici este mare nevoie pentru a ne putea sprijini pe ceea ce produce pe plan de educație financiară, în primul rând, și în primul rând școlile, universitățile și după aia Banca Națională, dar să nu uităm din tot acest aranjament furnizorii. Furnizorii de servicii financiare sunt de fapt cei mai interesanți, fiindcă ei trebuie să vândă. Dacă cetățenii nu înțeleg produsele pe care ei le promovează, evident că ele vor fi mai puțin accesate. Da, vă mulțumesc mult. Noi cumva avem până acum trei instituții care în virtutea domeniului lor de activitate au ajuns în sfera educației financiare și o fac fiindcă altfel însăși funcționarea domeniilor lor ar fi mult mai dificilă. Și desigur toate trei instituții se uită la Ministerul Educației și Cercetării în speranța că acest efort de educație financiară va fi instituționalizat și va fi dus la nivel de bine și începând de grădinițe, școli și mai departe. Și, doamna Olaru, vă rog să ne povestiți viziunea dumneavoastră despre aceasta. Cu mare drag. Ministerul Educației și Cercetării o să zică că educație financiară în sistemul educațional se face din 1998. Asta nu o să-mi permită să mint cei care stau pe scaune, este și director executiv la Junior Achievement Moldova, sunt și colegii mei care sunt directori de școli și implementează astfel de programe. Începând din 1998, în sistemul educațional a apărut o disciplină opțională care se numește educație economică și antreprenorială. Din 2002, dacă memoria nu mă dă de gol, ea se predă de la 1 la 12, adică este posibilitatea ca ea să fie implementată începând din clasa 1 până în clasa 12. Pe toate aceste programe, pentru că ea este o disciplină unică, dar are programe separate, există educație financiară și ea se începe cu clasa 1, unde noi în programul care se numește Eu și familia mea avem două unități de învățare sau două capitole, ca să fie mai clar pentru toți, în care în primul rând vorbim despre nevoi și dorințe, în care învățăm copilul ca să facă deosebire între ceea ce este primordial și ceea ce este secundar. Și a doilea modul care se numește cum luăm decizii corecte, în care copilul se poate să înțeleagă de ce când merge la magazin mai întâi trebuie să cumpere pâine și după aceea tortă sau ciocolată. Asta v-am dat un exemplu și ei încep să învețe asta atunci când n-au învățat să scrie, pentru că exercițiile sunt făcute pentru colorare, adică care sunt nevoile și care sunt dorințe, ce colorăm cu verde și ce colorăm cu roșu. Mai departe, deci programele sunt constituite astfel că ele se dezvoltă pe spirală, în ciclul primar de la economie personală spre economie internațională, astfel că în clasa 4-a ei învață de acum despre piața internațională și despre procesele economice care se desfășoară și despre schimb valutar și ei calculează cât costă un burger în Moldova și cât costă în dependență de schimb valutar în diferite țări. Ciclul se începe iarăși în clasele gimnaziale în care eu și economia și pentru prima dată în clasa 5-a elevii fac cunoștință cu ceea ce înseamnă credit și cum, pentru ce pot fi creditele, care sunt avantajele, dezavantajele și cum poate fi accesat. Și iarăși mergem spre economia afacerilor, ajungând în clasa 9-a spre macroeconomie.
Nu mai vorbim despre liceu, că începem cu mai multe programe, dar cu unul fundamental, care se numește economia aplicată. Și în clasa 10, prima unitate de învățare pe care o învață liceienii este anume pe economie personală, pe ceea care sunt resursele personale, cum pot și iarăși mai pot fi gestionate eficient. De asemenea, urmează aceeași opțiune de unde vin banii, care sunt salarii, ce înseamnă salariul în regie, ce înseamnă salariul total, care sunt modalitățile de gestionare și ce înseamnă buget. Da, despre buget familiar se învață încă în clasa 6. Și se fac exerciții eficiente în dependență de pe toate facturile care copilul le aduce de acasă și încearcă să le vadă de unde și cum acoperă familia lui costurile. Până când în clasele liceale am zis că între a 11-a vorbim și despre economia afacerilor și ajungem în clasa 12-a vorbind despre macroeconomie și vorbind despre piața financiară și modalitățile de investiții. Totodată, la nivel liceal, există un program separat care se numește Finanțele mele și care, dacă să citez foarte clar din componentele acestui program, și atunci o să-mi răspundeți mie la întrebare dacă se face educație financiară, necesitatea educației financiare, banii, planificarea financiară, de la economii la investiții, modalități de plată, creditul, managementul riscului. Asta este capitolele de la Finanțele mele. De aceea, întrebarea dacă Ministerul Educației are un educație financiară, are. Pe tot segmentul. Există o singură problemă. De ce din 98 și până astăzi, având astfel de programe, lucrurile nu se schimbă calitativ în societate? Și aici vin semnele de întrebare, pentru că din eforturile pe care le poate face sistemul educațional, se face totul. Avem susținerea partenerilor din societatea civilă care oferă gratuit formarea cadrelor didactice, oferă gratuit manuale, caiete, resurse, planșe, mai nou programe digitale care pot să ofere suport în implementarea acestor programe. Și atunci este ține un singur lucru, la întrebare, de ce totuși lucrurile nu se implementează pe așa un segment foarte larg? Primul lucru, el stă acolo în dimensiunea tot economică, între cerere și ofertă. Dacă există cerere, ofertă este. Dar dacă cerere nu este, neastră știi ce se întâmplă când este multă ofertă pe piață, da? Nu poți face nimic. Asta este problema. Când fiecare părinte care intră în clasa 1 o să întrebe managerul instituției școlare, dar copilul meu o să învețe educație economică, dar copilul meu o să beneficieze și o să ceară lucrul ăsta, credeți-mă că instituția o să găsească modalitatea de ofertare a acestui program educațional, pentru că el este site-ul oficial al Ministerului Educației, este curriculum, este resurse, este tot. Rămâne să existe dorință de implementare în instituția X, Y, Z, în care este cerere pentru această disciplină. Pentru că disciplina opțională se dă la cerere părinților pentru ciclu primar și începând cu clasa 5-a și în sus la cerere elevilor. A doilea lucru, presupunem că avem cerere, da? Și avem foarte, foarte multă cerere. Cine predă această disciplină? Pentru că calitatea resurselor umane care implementează aceste discipline este, să zic eu așa, crucială. De multe ori, decât să faci un lucru prost, mai bine să nu-l faci deloc. Majoritatea profesorilor care implementează această disciplină, vreau să vă zic, nu vin din dimensiunea economică, ei vin mai mult din dimensiunea socio-umană. Vreau să vă deschid o paranteză că însă și disciplina opțională este în filiera disciplinilor arei curriculare socio-umane. Adică majoritatea lor sunt profesori de istorie și profesori de geografie, așa ca să înțelegeți în linii generale cine se specializează în implementarea acestei programe. Este asta bine sau este rău? Iarăși nu este un răspuns foarte, foarte categoric, pentru că eu din background-ul meu managerial, vreau să vă zic, am avut curajul să angajez pe, având o instituție în care se implementa de la 1 la 12 aceste programe, am avut curajul să angajez un absolvent al
facultăților de economie ca să predea această disciplină de la 1 la 12 și într-un an de zile am pierdut jumătate din clase. Adică care a doua în următorul an au zis că nu mai vor să facă educație economică și antreprenorială. Pentru că predarea unei discipline într-o școală depinde nu numai ce spui și cât de corect spui, dar și cum faci lucrul ăsta. Și asta este, nu întotdeauna la facultățile de economie se învață cum să înveți un copil mic, acele concepte complicate pe care tu le ai învățat la facultate. Și atunci aici este piatra în care mulți se împiedică. Când merg și fac recalificare profesională, cadrele noastre care sunt, de fapt, de formare inițială pedagogi, lucrurile se întâmplă destul de bine, vreau să zic, și Olimpiada Națională a Economiei asta ne confirmă că și profesorii de istorie și geografie pot forma absolvenți care pot susține și fi finaliști a unei Olimpiade la economie, dar întotdeauna acești profesori au frica aceasta că eu am să predau până la gimnaziu, la liceu, eu am temerea ca să merg și să predau, pentru că este alt nivel și cumva se simt cam neîncrezător în puterile sale. Și atunci lucrurile descind, să zic eu așa, în sus. Avem foarte mulți la primar, mai puțin la gimnaziu, la liceu de acum sunt acei corifiei care au rămas și au făcut educație economică din nou la 98 în coace. De aceea, a doua răspuns la întrebare, ce să facem pe dimensiunea aceasta? Una este, toți cei care cunosc bine ce înseamnă educație financiară sau cunosc bine conceptele de financiare, să se ofere voluntar să vină într-o instituție și să zice, uitați-vă, eu vreau la dumneavoastră să duc o oră de educație financiară în fiecare săptămână, că ele sunt 35 de obicei în program. Și eu cred că orice instituție, cu mare dragoste fi, pentru că atunci când tu ai solicitarea din partea unei clase, să găsești un profesor care să vină pentru o oră la tine în școală, este foarte dificil și foarte complicat să-l angajezi în momentul în care nu-i poți oferi măcar 18 ore, ceea ce înseamnă șarjă de bază. Și atunci, faptul este că programele sunt deschise și pentru consultanți de afaceri. Sunt programele de companie școlară, care se face simulare de afaceri și acolo chiar este indicat să avem consultant de afaceri și atunci ne adresăm la cei care sunt din mediul de afaceri. Și vreau să vă spun că sunt foarte mulți care se oferă și vin și asta o să confirme cei care sunt și implementează astfel de programe. Și lucrurile se primesc interesant. Sunt târguri naționale a companiilor școlare în care copiii învață cum să investească și cum să scoată banii, pentru că atunci când ei iau o companie școlară pentru ca să adune bani, trebuie să vândă acțiuni, domn Budeasche, și atunci el trebuie să facă cunoștință cu ce înseamnă creșterea de valoare și cum duce registrul acționarilor și cum pe urmă întoarce banii și cum își plătește dividendele, dacă le plătește și le are și nu dă faliment. Deci, de aceea, lucrurile se pot întâmpla dacă există implicare, dacă există sprijin și dacă noi toți împreună vom promova acest lucru, pentru că marea problemă care este de ce, poate că jumătate din auditoriul ăsta nu știu până acum că există programe de educație financiară în instituțiile educaționale. Pentru aceea că dacă și se fac ce lucrul ăsta, se face episodic la anumite evenimente și nu există o promovare pentru toată țara la nivel național. Uitați-vă, copilul dumneavoastră poate să facă educație economică și financiară în școala dumneavoastră, în fiecare clasă. Asta este dimensiunea opțională. Mai este și dimensiunea, da, la dimensiunea opțională mai este încă un program, se numește educație socială și financiară, care tot are anumite obiective pe dimensiunea educației financiare și care poate să le realizeze. Trebuie să recunoaștem că acum, acolo, neavând un suport de formare și un suport de resursă, implementarea este mai îngustă. În schimb, avem o disciplină obligatorie care se numește dezvoltare personală, care are o competență specifică, și asta o studiază toți elevii de acum din toată țara, care are o competență specifică în care se spune gestionarea eficientă și rațională a resurselor proprii. Și care, începând de la clasa 1 până la 12, trebuie să recunoaștem, acolo este o oră, două, pentru că în dezvoltarea personală toți au vrut de toate pentru toți,
și era imposibil ca acest puzzle să fie foarte structurat. Deci acolo este și educație financiară, dar ea se face câte o oră, două în fiecare clasă până când se ajunge în clasa 12 și se vorbește despre afaceri, dar se vorbește și acolo. Dar acum are întrebarea. Pe cât de pregătiți sunt toți diriginții de clasă care duc dezvoltarea, sau psihologii care duc dezvoltarea personală, să facă educație financiară? Și atunci când, am mai spus și cu altă ocazie, când vrei să faci un lucru ca să displacă sau să nu mai fie bun, fă-l obligatoriu. Iată, asta noi avem cu dezvoltarea personală, în care această educație financiară trebuie să o facă toți diriginții, care nu sunt toți pregătiți, și atunci fiecare face cum îl duce capul, pentru că nu întotdeauna are pregătirea necesară și chiar dacă și s-au făcut formările și se fac formări la dezvoltarea personală pentru profesori, nu întotdeauna profesorii vreau cumva să intre în esența lucrurilor și să fie complicitare viața cu să intre și să-i explici copilului dar ce înseamnă rată de credit, dar ce înseamnă, care este diferența între costul creditului și suma creditului și multe, multe alte lucruri care sunt cunoscuți doar celor care fac educație economică. Și acum o să vă zic foarte clar. Asta nu este mit, asta poate să realizeze și poate să aibă lucruri frumoase. Eu zic asta din experiență proprie. Eu din 1998, pentru prima dată am făcut recalificare la educație economică. Din 2002 am predat educație economică. Eu fiind de formare inițial profesor de istorie. Deci vreau să zic că lucrurile pot să se întâmple fericit pe toate dimensiunile dacă există deschidere și dorință. Mulțumim mult, doamnă Olaru. Într-adevăr, da, putem înțelege complexitatea și problemele pe care le întâmpină promovarea educației financiare, fiindcă, pe de o parte, da, este binecunoscut că un nivel bun al educației financiare îmbunătățește cumva la nivel global traiul nu doar a fiecare persoane în parte, dar și a întregii țări și cumva eu cred că din partea la toate aceste trei instituții care sunt aici este o cerere pentru, să spun, sporirea ariei și profunzimii educației financiare și cred că toți acei prezenți aici ar fi pentru transformarea educației financiare dintr-o materie opțională în una obligatorie, fiindcă, până la urmă, interacțiunile financiare sunt o chestie fundamentală care fiecare dintre noi ne ciocnim zilnic. Și cumva ea de obicei este lăsată la nivelul acelor cumva 7 ani de acasă, înveți în familie sau de undeva, dar eu cred că tot mai mult și mai mult noi înțelegem acest aspect al necesității unei educații financiare profunde și sistematice care vine la diferite etape a vieții, fiecare la nivelul său de complexitate în funcție de, să spun, locul persoanei în viață. La fel, educația financiară este cumva invers proporțională cu efortul de protecție a consumatorului. Cât omul este mai educat în domeniul financiar, cu atât mai puțin îl va avea nevoie să stea cineva să-l protejeze, fiindcă el singur va putea să evite unele probleme și capcane, aceeași supraîndatorare, aceleași servicii financiare necalitative, aceeași apelare la cămătari. Deci, într-adevăr, problema este fundamentală, există o cerere puternică de extindere a educației financiare și noi am văzut toți rezultatele sondajului anterior. La fel, noi înțelegem problema cu cadrele didactice, probabil ar fi o chestie în etape, da, pregătirea bazei didactice, pregătirea curiculei și, într-adevăr, încă o dată înțelegem necesitatea acestui program pe care îl lansăm pentru educație financiară și necesitatea creării unor strategii în domeniu și aici voi la Eugen, cum,
cum vedeți dumneavoastră această evoluție? Mulțumesc, Nathan, și eu doar am să-mi permit să deviez puțin de la întrebare, doar pentru că să fac două remarci. Domnul Armaș și domnul Rotaru au menționat despre incluziune și retragerea banilor de la Bancomat și aici am vrut să menționez, într-adevăr, rezultatele sondajului indică faptul că 68% din moldoveni dețin un card de plată, un card bancar. Dacă noi ne uităm dezagregat pentru scopul pentru care utilizează oamenii cardul, deci noi vedem că din 100 de oameni, doar 46 de oameni sau 46% utilizează cardul pentru a face plăți. Cei de unde deducem că aproximativ 22 din 100 îl folosesc în mod exclusiv pentru retrageri de numerar. Și desigur că în concluzie, ca urmare a acestor eforturi pe care noi le depunem, noi vrem să vedem o creștere a incluziunii financiare, dar în special o creștere a incluziunii calitative financiare. Deci, în final, dacă noi am dat tuturor moldovenilor carduri bancare, dar ei le-ar utiliza doar pentru retrageri, asta nu ar fi o incluziune calitativă. Și la întrebarea domnului Budianski cu acțiunile, noi am avut în sondaj întrebări cu referire la acțiuni, obligațiuni nemijlocit. Una dintre ele, răspunsul la una dintre ele a fost prezentat astăzi, cum păstrați economiile. Circa 2% de oameni au spus că le păstrează în acțiuni. O altă întrebare care a fost în sondaj, dar din lipsă de timp noi nu am mai inclus-o astăzi în prezentare, ține de cât de mulți oameni au auzit despre diferite tipuri de produse financiare. Și acolo la acțiuni, dacă nu mă înșală memoria, noi am avut aproximativ o cincime din populație au auzit despre acest produs financiar. Una dintre probleme sau chestii care ar trebui să ne dea de gândit este alta. Criptovalutele sau criptomonedele sunt deasupra acțiunilor sau altor instrumente financiare în majoritatea acestor întrebări. Dacă m-ați întrebat de ce, din nou aș face referință la telefonul mobil, fiindcă până nu de mult era foarte simplu să-ți faci un cont pe o platformă cripto, să-ți cumperi cripto. Deci pentru generația mea, dar mai cu seamă generația care vine din urma noastră, a cumpăra criptomonede este ceva natural, ca și cum ți-ai face un cont pe o rețea de socializare, probabil. Aceste fiind spuse, am să revin doar succint la întrebarea lui Nathan, fiindcă în mare măsură cumva mi-am expus deja viziunea în discursul inițial. Noi, prin intermediul acestui program național de dezvoltare economică, dezvoltare a educației financiare la care lucrăm împreună cu Banca Națională, ne-am propus câteva obiective majore. În primul rând, vrem să vedem o creștere a abilităților și a cunoștințelor financiare. Și aici vom face referință la eforturile Ministerului Educației. Dar noi cunoaștem despre curiculele opționale, sunt la nivel de minister, la nivel de sistem. Pentru noi, noi când venim cu propuneri în cadrul unui program, noi nu ținem morțiș să dezvoltăm un nou curriculum, fiindcă ne dăm seama de eforturile care ar presupune aceasta și ne dăm seama că sunt probabil alte probleme structurale care ar trebui de eliminat înainte ca să procedem la o astfel de inițiativă. Dar lucru care ar fi interesant ar fi să vedem anumite date statistice despre cât de multe licee aplică sau optează pentru acest obiect opțional și să vedem care ar putea să fie eforturile, atât la nivel de Banca Națională, noi ca și proiect, pentru a crește cererea. Crește cererea și a crește în final și gradul de popularitate a acestui tip de obiect opțional. Un efect colateral al acestei campanii naționale de educație financiară, probabil este și o conștientizare la nivel de societate și de părinți, dacă vreți, cu privire la necesitatea eforturilor respective. Un alt element pe care noi îl urmărim prin intermediul acestui program ține de creșterea încrederii în instituțiile financiare în general. Fiindcă fără un grad oarecare de încredere, oamenii tot timpul din nou vor recurge la retrageri de bani de la bancomat în detrimentul altor opțiuni care sunt mai eficiente pentru ei. Nu în ultimul rând, cu popularizarea serviciilor financiare digitale a crescut și nivelul fraudelor digitale. Acest aspect la fel este destul de important pentru care
cumva este derivă din încredere în instituții financiare. Dacă omul păstrează banii pe un card bancar și a fost victima unui atac și a pierdut banii, el cu siguranță că nu o să mai utilizeze acest produs niciodată. Prin urmare, este important cu educarea financiară să oamenii să aibă și un nivel de aptitudini minime pentru protecție, pentru protejare de la anumite escrocherii. Acestea fiind spuse, noi în perioada imediat următoare urmează să relansăm activitatea grupului de lucru care a fost inițiată de către Banca Națională în scopul dezvoltării acestui program, iar în final sperăm că împreună cu Ministerul Finanțelor și ceilalți actori implicați să putem să promovăm programul respectiv la nivel național. Mersi. Da, mulțumim foarte mult. Eu cred că mai avem ceva timp pentru eventuale întrebări din sală, dacă există, da. Bună ziua! Eu sunt directorul liceului Aristotel și vreau, în primul rând, să-mi exprim o opinie super tare pentru că există această idee de a promova această campanie națională în Republica Moldova. Apreciez foarte mult organizatorii, dar cel mai mult cred că Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, VAMAL, Ministerul Educației, care sunt prietenoși către a deschide această întrebare, această problemă. Eu vreau să spun că eu, principiul, ca și consumator de rând, văd niște lucruri care, în opinia mea, am două întrebări pentru doi experți care aș fi vrut să le dau. Primul lucru este pentru educație, pentru doamna Olaru. Într-adevăr, s-a făcut foarte mult și se face în domeniul educației, cu referire la educație financiară, dar problema principală, dacă noi vorbim de această companie, cuvântul cheie este educație, da? Pentru că aici trebuie să vedem în profunzime cum facem, cum ajungem la acel consumator. Și aici este un lucru bun, pentru că avem, ceea ce a menționat și experții noștri, avem cunoștințe și abilități puternice care le dăm în școală, de exemplu, dar nu avem atitudini și valori. Cu părere de rău, crezi că acei care au cunoștințe și abilități și pe asta fură miliardul sau fac diferite mahinații și asta este o problemă de atitudini și valori. Acum noi, dacă vorbim de cuvântul educație, cea mai problema principală este dezvoltarea competențelor. Noi avem 8 competențe de bază care sunt dezvoltate, una dintre care este cea antreprenorială. Și ideea mea este că acum noi putem să facem un pas în plus în Ministerul Educației prin faptul că toți profesorii la cursurile de formare, acum se deschide un centru nou, să treacă un curs de formare de educație financiară, ca ei să realizeze în cadrul disciplinelor lor și să facă nu doar la disciplina lui, dar să fie prin proiecte transdisciplinare. Adică mai mulți profesori se adună împreună cu elevii și deci dezvoltă această competență în școală, pe urmă în comunitate și mai departe prin asta și prin părinți și prin ceilalți. Deci aici întrebarea următoare, una să fie către Ministerul Educației, dacă este o anumită perspectivă de dezvoltare acestei competențe pentru toți profesorii, dar a doua este întrebare pentru Ministrul Finanțelor, domnul Rotaru, pentru că pentru asta trebuie să găsim și niște finanțe și să vedem în cazul dat cum susținem acei tineri, în primul rând, pentru ca ei să promoveze această idee în comunitățile lor. Și mai mult m-ar interesa, nu doar tinerii, m-ar interesa cei care am văzut ca problemă în acest sondaj, bravo pentru acest sondaj, pentru că acolo am văzut că sunt pensionari, sunt oameni care încă nu cunosc multe lucruri, nu știu, nu pot, dar ei pot să-și schimbe atitudinea și mentalitatea prin faptul că vor organiza ei singuri activități în comunitățile lor, să iei câțiva copii sau tineri, sau deși chiar nepoții lor, să facă activități anume în domeniul ăsta, ca ei să înțeleagă. Cea mai mare problemă a comunității noastre este consumatorul, care el nu are mentalitatea de producător, dar doar de consum. Dar asta nu este principalul. Mulțumesc! O să încep eu cu răspunsul la întrebarea de activități transdisciplinare. Ele pot fi făcute și acum, nimeni nu ne interzice, deci noi știm foarte bine curiculul are și prevede astfel de activități. Întrebarea este de ce nu se petrec? Aici avem răspuns foarte clar că lumea nu vrea să complice și să-și facă mai multe probleme decât le are. Trebuie să înțelegem foarte bine pe câtă motivație este din partea cadrelor de a se implica în activități transdisciplinare. Noi
vom încerca să facem asta și din punct de vedere obligatoriu prin faptul că în 2024 vom începe iarăși reconceptualizarea curriculară și ne vom gândi până la urmă cum apar acele competențe transdisciplinare și între care discipline, pentru a face un astfel de proiecte pe dimensiunea de educație economică, antreprenorială, financiară, ca ele să devină obligatorii. La moment, lucrurile pot să se întâmple, sunt conexiuni care pot fi făcute între și limba română și educație pentru societate și istorie și așa mai departe, și la capitolul cu care a început domnul Cerbușcă, ceea ce zice despre aspectele atitudini și valori, vreau să vă zic că mai există și un program special la nivel de liceu care se numește Etica în afaceri și care este direct targetat către crearea, să zic eu așa, atitudinilor și valorilor în domeniul dat. Mai mult ca atât, este un program care se arată la interferența dintre discipline de literatură și economie. Este un program destul de interesant, așa că eu fac și aici și puțin publicitate. Ziua, încă o dată, mulțumesc mult pentru întrebare. Eu cumva mă gândesc mult mai filozofic la această abordare, dar până la urmă tot se reduce la bani și la educație financiară. Cu siguranță noi, dacă o spunem matematica ca obiect opțional în școli și o spunem educația financiară ca obiect obligatoriu, cumva o să aibă un efect, pentru că ca să faci educație financiară trebuie să știi și matematică și atunci trebuie să faci și cursul de matematică. Există o legătură între obligativitate și dreptul de a alege. Cu siguranță cei care nu au o educație sau părinții din familie care nu au educație financiară, cu siguranță nu o să vină la liceu să ceară educație financiară, o să ceară altceva decât educație financiară. Și aici trebuie de găsit acel mijloc de aur între a obliga cursul și a interesa elevii ca să facă acest curs. Pentru asemenea tipuri de, să spunem, de activități sau de recalificarea pedagogilor, noi avem bugete sau alocate în cadrul Ministerului Educației. Cu siguranță mecanismul prin care și pe ce domenii prioritare stabilesc reprofilarea anumitor categorii de pedagogi este decizia Ministerului Educației, dar din discuțiile de azi probabil că pe acest subiect o să atragă o atenție mult mai mare. Cu siguranță noi ne dăm seama că asta este parte din viața noastră și atunci în școală noi trebuie să găsim acele resurse, să canalizăm acele eforturi pentru a pregăti elevii de viață. Ori un elev care din start nu știe să citească într-un contract cifrele cele mărunte unde scrie că în cazul în care nu achiți o să ai o dobândă exagerat de mare sau o penalitate exagerat de mare, cu siguranță nu este pregătit pentru viață. Și lucrurile astea trebuie spuse clar, că trebuie să citească ce-i mărunt în contract. Dar cel mai important, că vorbeam de cămătărie și cumva mi-a scăpat acest lucru, haideți să facem un exercițiu de imagine, ne întoarcem cu 2 ani în urmă. Care era diferența dintre cămătărie și anumite companii de microfinanțare? Era cu un daie de 100 sau de 200 sau de 300%? Scuzați-mă, unde trebuie să merge atunci? Și atunci, faptul că noi trebuie să oferim niște servicii care se plieze pe anumite necesități, el cu siguranță trebuie să fie. Dar statul, în general, pentru educație, educația este o prioritate și atunci pentru domeniile critice sau care sunt importante pentru sistemul educației, cu siguranță trebuie să găsim acele resurse și să dezvoltăm aceste domenii importante pentru economie, pentru societate și, în general, pentru țară. Mulțumesc! Mulțumim. Mai avem vreo întrebare din sală? Da. Da. Deci, în principiu, Eugen a explicat că noi totuși aveam întrebări despre piața de capital, pentru că inițial când am făcut chestionarul, deci, sau mă rog, când am actualizat chestionarul la realitățile noastre, că a fost preluat de la OECD, deci noi l-am consultat atât cu colegii de la BNM cât și CNPF și colegii de la CNPF au ținut cu tot din adinsul că aceste opțiuni să fie lăsate distinct și le-au rămas. Pot să vă zic și rezultatele, deci au economii în acțiuni 1,7% și în obligațiuni guvernamentale 0,3% și obligațiuni private 0,5%. Din aceste răspunsuri, eu vreau să adresez o întrebare, pentru că avem aici și un fost ministru al finanțelor, și un actual ministru al finanțelor, și Eugen, care la fel știe problema. Deci avem
de mult această idee de a avea o platformă pentru obligațiuni guvernamentale să fie vândute în retail, adică direct de către populație. Deci care este statutul acestei inițiative pentru a crește, da, diversificarea portofoliului pentru populația noastră ca să poată cumva să ieșim din această marjă de eroare de 0,3% și să avem la următorul sondaj mai mult mai mare număr a populației care deține obligațiuni guvernamentale de stat. Mulțumesc pentru întrebare. Noi avem exemple din regiuni unde persoanele fizice au contribuții foarte mari în finanțarea deficitului, vorbim de obligațiuni de stat. Noi suntem într-un proces activ de elaborare a sistemului informațional și promovare pe piață, astfel încât consumatorul final sau persoana fizică să aibă acces direct la procurarea acestor VMS-uri. Probabil că în perspectiva de jumătate de an noi o să avem acest instrument. Eu o să utilizez această întrebare pentru a iniția o chestiune. Eu recent am fost la București și am discutat care sunt instrumentele prin care VMS-urile ar putea ajunge la bursa de valori. În România există un program, Fidelis se numește, pentru populație. Deci, așa cum a spus domnul ministru, în lume, în ultima perioadă, tot mai multe țări pun accent pe faptul că ar dori să se împrumute de la cetățenii proprii. Anume de la cetățeni. Și eu sper că noi împreună cu Ministerul Finanțelor o să găsim poate și noi un program de tip Fidelis, cum este în România, și o să-l lansăm pe piața primară prin bursa de valori. Asta este o dorință. De asemenea, aș vrea să spun că în acest an a fost în sfârșit lansat piața secundară de pe bursă pentru obligațiunile de stat. Avem o problemă aici, fiindcă nu există acel volum de tranzacționare care ar face piața secundară mai activă, deoarece majoritatea din cei care procură obligațiunile de stat, eu vorbesc de cele care sunt peste un an, în primul rând, ponderea lor este foarte mică. În al doilea rând, de regulă, ele sunt procurate pentru a face față la anumite cerințe de prudență din partea băncilor, societăților de asigurări și așa mai departe. Și ei nu au interesul sau nu sunt cumva în situația de a vinde într-o anumită perioadă. De prin programul acesta destinat populației, probabil va fi posibil și de făcut două lucruri importante. Primul, se va putea trece de la o finanțare scurtă a Ministerului Finanțelor pe finanțare mai lungă. De ce? Fiindcă cetățenii poate să se împrumute pe perioadă mai lungă, la dobândă mai mare, fără a avea frica că la un moment dat, dacă o să ai nevoie de bani, nu vor fi în situație să schimbe aceste titluri de stat. Întotdeauna piața secundară va sta la dispoziție și ei vor putea în orice moment să-și facă lichide aceste obligațiuni. Deci noi, de fapt, am avut o discuție prealabilă imediat după ce domnul ministru a fost instituit în funcție, că să avem o înțelegere mai detaliată la acest subiect și sper că imediat cum procesele cu bugetul și așa mai departe se vor apropia spre final, o să putem să venim cu ofertă spre cetățenii Republicii Moldova pentru a îmbunătăți și acest segment. Mulțumesc! Doar un comentariu, dacă o să analizăm că vorbeam de România, dacă îmi spunem A, trebuie să spunem și B. La noi acum se impozitează
practic egal, vorbim de dobânzile de la hârtirile de valoare de stat și dobânzile de depozitele bancare. Pe când în România instrumentul ăsta a fost folosit astfel încât pentru hârtirile de valoare de stat nu există impozit pe venit și atunci este un instrument stimulatoriu de a persoana având o educație financiară știe că obținând un venit nu este impozitat. Și asta tot poate fi un instrument de stimulare a investițiilor în hârtiri de valoare de stat. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult tuturor membrilor acestui panel. A fost, eu cred că, o discuție și niște insight-uri foarte, foarte utile și importante pentru toți. Totodată, noi începem să intrăm în partea cea mai plăcută a acestui eveniment. De aceea, eu vă mulțumesc foarte mult și transmit microfonul colegii mei, Liliana. Da, partea cea mai plăcută pe care o aveam în vedere, Nathan, e vorba că vă invităm acum pe toți într-un format mai informal, mai relaxat, să continuăm discuțiile. O singură paranteză mi-aș mai permite la finalul acestui minunat eveniment. Aș vrea să vă rog să urmăriți campania noastră. Urez succes campaniei noastre și paranteza despre care vă spuneam. Cred că v-ați dat seama că cu toate aceste eforturi pe care le facem, cu promovarea campaniei, cu scrierea strategiei de educație financiară, nu ne propunem în niciun caz să transformăm toți oamenii în experți financiari. Ar fi irealist. Ceea ce ne dorim e să le transmitem cunoștințele, abilitățile, poate încrederea necesară ca să-și gestioneze mai bine finanțele și atunci și economia statului va duce-o mai bine. Punem punct și virgulă acestei discuții, vă zicem la noi revederi și vă invităm la pauza de cafea să continuăm. Mulțumim!